presupunem că eu am o scrisoare către un social worker, pentru că omul de care vorbim a fost internat cu o patologie care a determinat operația, da? Iar eu îi scriu celui social worker pentru că am nevoie de ca el să verifice puțin condițiile în care trăiește omul mare singur, fără ajutor, etc., etc. Deci pot să-i scriu lui social worker că omul are febră, a avut febră după operație? A fost o întrebare de bani, așa e. Putem să spunem că situația de sănătate s-a agravat a pacientului despre care vorbim. Am înțeles. Și oare social worker-ul cum poate să-l ajute dacă situația lui s-a agravat? Dacă starea lui medicală s-a agravat? Păi trebuie să includem informații pentru cine trimite în scrisoare, de exemplu, pentru social worker, alte aspecte sunt importante, iar pentru medic altele. Exact. Ăsta este răspunsul pe care îl așteptam, pe care am vrut să-l scot de la voi, pentru că nu contează simptomele, nu contează investigațiile, nu contează statusul sau, mă rog, evoluția post-operatorie, etc., dacă nu există cineva care e interesat de ele. Înțelegeți? Da. Deci, practic, cine determină relevanța informațiilor este cel căruia îi trimiteți scrisoarea. Asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul, da? Cel căruia îi trimiteți scrisoarea este cel care decide importanța informațiilor din ea.